Un soldat rus a predat recent cu tot cu tank și a negociat prin SMS cu armata ucraineană. Acum oficialii ucraineni spun că Mișa va primi o recompensă de 10.000 de dolari, dar și un duș cald pe perioada războiului. După ce a rămas de unul singur în tancul său, un soldat rus a decis să se predea cu tot cu vehiculul de război forțelor armate ale Ucrainei. Supranumit Mișa pentru a nu-i fi divulgată identitatea, soldatul Kremlinului a trimis un SMS pentru a se preda, iar forțele ucrainene l-au sunat înapoi și au stabilit un loc de întâlnire. După gestul său, soldatul Mișa va primi acum o recompensă de 10.000 de dolari. Bărbatul a folosit unul dintre telefoanele cu numere ucrainene pe care Poliția Națională a identificat că sunt folosite de trupele rusești și cărora le trimite în mod regulat SMS-uri explicându-le cum să se predea și să predea echipamentul. Armata rusă s-a retras la peste 30 de kilometri de est de Kiev în ultimele 24 de ore și a început să stabilească poziții defensive pe mai multe fronturi din Ucraina. Bombele cad zi și noapte peste Mariupol, iar dezastrul lăsat în urmă se vede ca în palmă din satelit. 90% din orașul port la Marea Azov este una cu pământul. Oamenii rămași acolo își riscă viața pentru a arăta lumii ce se întâmplă, iar imaginile sunt tulburătoare. Cei care pot fug din orașul devenit acum un iad.